viteazul copilăriei mele. E secat a doua oară de când mă țin eu minte. Odată a fost prin 90 după niște inundații când a fost prea multă apă și au săpat un șanț de dig și digul s-a surpat tot și iazul s-a scurs. Acum l-au mai întărit cu niște chestii de beton, dar atunci era din lut, din pământ digul. Făcut timp sovietic, poate vremuri preistorice, nu știu când. Acum seacă pentru că e secetă, dar și pentru că o pompa din el apă, iată. Colhozul sau succesorul colhozului, o asociație Accesal, condusă de fostul președinte de colhoz, acum de fiul lui, și care are livadă aici pe margine, are grădină sau ce mai are el, și are nevoie de apă. Și-o pompat, chiar dacă legea spune că n-are voie să pompeze la un anumit nivel de apă. Dar lui trebuie business, cum se întâmplă în capitalism, businessul distruge tot. Nu mai spun că și aici niște business, fermă de porci, de nu știu ce, fără stații de epurare, fără nimic, poluează, a poluat iazul ăsta. Dar văd că natura rezistă. Vegetația asta poate ar mai fi filtrat. Totuși, factorii umani cumulați au dus la secare, la distrugerea iazului de la pepeni. Să vedem dacă ploile din toamnă o să-l reumple sau rămâne uscat cum e iazul de la Romanovca, un pic mai sus pe râulețul ăsta, Iligacea. La navers, un fel de depozit al colhozului. Altădată eram adus aici la munci agricole, la curățat ștulețe de porumb, noi ziceam la curățat popșoi sau la prășit dealurile din prejuruimii. Dar cel mai mult țin minte naversul de pe timpul când veneam cu vacile la păscut, până să ne scoată colhozul la lucru. Că avem vacă de foarte mult timp, aveam. Și trebuia să venim cu rândul. Foarte puțin timp a fost cereada de vaci păscute de văcari. Cel mai mult oamenii se rânduiau. Veneau pe rând cu vacile pe gârla asta, până spre Alexeuca. Gârla au rămas, vacile mai vin și acum la păscut, dar nu mai este apă în izvoare. Și râulețul ăsta usecat. Și iazul seacă. Răspund că asta e ceață, sper că nu-i fum de la Romanovca, cum era mai ieri deasupra pepenilor. Și asta e livada lui Agache. N-ai livada asociației, dar beneficiarii clanul Agache, familia fostului deputat Vladimir Agache și fost președinte de colhoz în timp sovietic, care tratează asociația și comunitatea în care trăiesc ca niște vechili, ca niște moșieri, ca pe timp colhozului. Cândva veneam după nuci aici, în fâșia forestieră, între pepeni și Alexeuca. Dar acum drumul nu mai este practicabil sau foarte greu accesibil. Și l-au transformat în gunoi ăștia businessmanii. Abia după ce am coborât de pe bic, l-am observat că
Am legat aseară strâmb roata de în față și ea scârță. Acum am rezolvat-o și zgata de drum lung. Drumul nu-i doar lung, dar și anevoios de la bun început. E rouă sau o-și plouat ieri un pic și se lipește de roată. Pământul e foarte uscat, da, dar la suprafață e umed. Și iată problem. În schimb văd că sunt nuci și n-are cine să le strângă nici de aici, din spațiu public. Dar înțeleg, piața internațională e criză de nuci. Nu mai zic că e un aliment foarte sănătos. Ui, prețios și etic, care poate fi folosit de oameni, măcar de cei săraci. Dacă cei bogați cred că își fac bine cu altfel de alimente. A, uite că n-avem doritori de a mânca nuci. Mâncitori transportați în tractor. În remorcă. Periculos și ilegal. Primeș Moșia lui Agache. Fermier de la Pepe. Și-a venit mai devreme cu microbuzul. Puteau să-i transporte în condiții civilizate. Unul stă chiar în picioare. Caz de accident. Nici măcar nu o să zic că a fost la muncă. O să zic că era acasă și o să scape de plată de spăgubiri. E responsabil și fermierul, antreprenorul și oamenii muncitori. Ăștia pentru ignoranță, acela pentru că e cinic și nepăsător. Și se întâmplă, cred că, în orice localitate, la fel. Chiar dacă legea prevede exact cum pot fi transportați muncitorii. Au fost atâtea accidente, atâtea morți penibile. Dar cui pas? Drumul ăsta e aproape impracticabil de când un nuc s-a prăbușit sau a fost doborât chiar pe carosabil. Așa că unii călători ies pe aici, prin câmp. Na, pare un nuc bătrân și l-a doborât vântul. Era chiar putred. Dar n-avem autorități care răslipese de căile de acces, de legătura între Pepen și Alexeuca. Încă o încălcare la Agache. Căței liberi în spațiu public. Nesupravegheați. Ce-ți să faci? Du-te acolo. Lasă. Uite microbuzul care puteau să transporte călători dacă le-ar fi păsat de sănătatea și de viața lor. Nu, ei preferă să-i transporte în remorcă de tractor. Și aici are rezervor de apă pentru irigare. Dar de ce să cheltui când poate ia apă din iaz, care l-a secat. Ce avertizare agramată și ilegală. Pusii scoabe în jurul livezii. Drumul public și așa e accidentat.
Am ieșit din casă înainte de răsăritul soarelui. Dar era ceață, nori și nu l-am văzut. Acum, cu chiu cu vai, am ajuns deasupra cătunului Alexeuca, unde a fost măritată bunica mea, Paraschița, prima dată sau poate chiar și a doua oară. Ea născută fiind în Cotiujeni. Cotiujeni mici. După care i-au murit ambii soți în război, se pare, și a venit la Pepeni să-l găsească pe bunicul meu, Nicolae Brega. Și el după o căsătorie nereușită. Și iată, de la ei am apărut întâi tata cu sora lui Geamănă, după aceea fraților. Mama a apărut 2 ani mai târziu din altă familie și apoi noi, începând cu 73. Aici la Alexeu că au revenit măritată o soră de-a tatei. Și acum e aici, dacă nu cumva ai plecat în Rusia la fiica ei, la fiu. Probabil așa erau și la noi în sat, gardurile de nuiele. Cam așa arăta Pepenii cu vreun veac în urmă, când a venit bunica Paraschița la noi. Nici nu mă așteptam că prin sătucul ăsta și până la Alexeu, ca drumul e pietruit. Și parte din același traion cu noi, Sângerii. E adevărat că nici spre Brânzeni n-avem drum pietruit, nici spre Vaduleca. Dar acelea sunt alt traion, Telenești. Regret. O să îmbogățim și o să facem și drumuri. Deocamdată mergem doar când e uscat și dacă avem bicicletă cu mașinile, nu pornim. Iată și primul biciclist din călătoria mea de azi. Ceva ce am mai văzut, de biciclete nu. Mașini, tractoare, câte vrei. Dar bicicleta e prima. Cu biciclist am ajuns și la prima căruță. Nu ajută să găsesc și ieșire din satul ăsta. Spre Răut. Noroc! Sper să văd dacă o ștefănești. Încă un biciclist la drumul mare, de la Cotiujeni spre Oituz sau Gura Oituz. Tot încolo merge și un combain. Bicicleta mea e încă plină de glod. Iată și primul iaz cu apă din călătoria mea. Mai la deal era unul uscat cu digul rupt, ca cel de la Romanovca. Dar ăsta pare plin, nu știu cât e de adânc. Mi-a văd că sunt păsări de apă. De data asta cel mai probabil e ceață și nu fum. Și un peisaj mirific între Gura Oituz și Răut. În jur numai lanuri de rapiță. Altădată, în timpul sovietic, era plin de tutun. Acum în jur numai rapiță. Și-o prins un pic de apă. O să mai crească. Și sub zăpadă o să aștepte anul următor să dea roade.
după stuful ăsta des și mai ascunde un iaz frumos, mai reț. Sunt aproape de râul Răut. Spre Răut am călătorit prima dată în copilărie pe jos cu frații. Bine, îl vedeam la Bălț, îl vedeam la Orchei, știam că se cheamă Răut. Dar când ne-am dat seama că trece și aproape de noi, pe la Brânzeni, pe la Negureni, ce mai este pe acolo, Vaduleca, ne-am gândit să-l vizităm. Și am urmat Iligacea, râulețul din satul nostru, până la vărsarea în Răut. Răutul trece și prin Orheiul Mare și Orheiul Vechi și scurge în Nistru. Tot pedalând așa pe drum de țară, am găsit și o fântână amenajată, funcțională, în afara localității, pe mal de iaz. Mă gândesc să beau apă, că altă variantă n-am. Măcar e departe de poluarea din sat, de urină, de fecale, de chimicale folosite în gospodărie. Aici pe deal poate să fie doar poluare din asta agricolă, cu grășăminte, cu erbicide, nu? Sau cu ulei de tractor. Ogoarele patriei prelucrate de fermier, de tractoriști. Seamene ceva de iarnă, dacă nu-i prea târziu. Le faci pregătesc de primăvară. Văd că era cu discuri, nu cu semănătoare acum. Iată că am aflat și secretul. Au semănat grâu. Și grâu arată în halul ăsta. Nu știu cu ce e prelucrat, dar nu e galben, e roșu. Ca să nu-l radă șoarece, să nu-l mănânci ciorile sau nu știu de ce. Interesant cât e de sănătos astfel de grâu. Și aici ceva o curs, tot niște o travă. Miroasă chimie, dar nu-mi dau seama de care. Ce concentrată-i. Amintește de vremurile sovietice, tot cu așa mirosuri. Peste tot. Grâu semănat mai devreme, cu vreo 10 zile, 2 săptămâni în urmă, deja e afară. Așteaptă plapuma de zăpadă. Dar dincoace, poate același proprietar a întârziat. Și aici văd că din nou a vărsat cam mult grâu. Roșu. Altă răscruce, altă pată roșie. Și nu mă refer la bicicleta mea odorogită, dar la grâu colorat și vărsat pe jos. Cum avea să aflăm și noi cu ce e tratat. Acum, după culoare, putem măcar ghici. O găleată de grâu aruncat.
acum nu-ți mai vine nici să mănânci pâinea din magazin, văzând cum e prelucrat grâul din care e făcută. Dacă nu o fi cumva ors, secară, după bob nu pare. Iată și Valea Răutului. N-am mai apucat să prind Ștefănești, dar cred că am ieșit pe la Domnul Jen. Arcuș, o să vedem ce scrie. Drumul de țară e drept, dar bicla mea e nervoasă și zgomotoasă. Nu-i plac așa trepidații. Se obișnuiesc, că am adus-o de la țară în sat și o să-i treacă mofturile și năravurile. Filiu. Nu știu ce-o fi pe aici. Rodănești, Căprești, Ștefănești sigur nu-i. Am ieșit mai la sud. Frumos, spectaculos. Aparent curat. Dacă îmi trece prin localități, adună deșeuri, urme de activitate umană irresponsabilă. După atâta pedalat, am 25 de kilometri deja. E timpul să fac și un popas câmpenesc pe mal de Răut. Am luat fasole de acasă, am luat cuțit. Ghici pentru ce cuțit? Că nucile suscate deja, nu trebuie tăiate. Pentru că am ceapă la fasole și vreau să o tai. Ce puța! Să mănânc fasole cu ceapă. Și o să continui să pedalez. Dar până atunci, pentru că am pus mâna pe tot felul de nebunii, o să-mi dezinfectez mâinile. Eu sunt băiat de la oraș, mă tem de infecții. Ulei n-am luat, dar am pus la gătit la fasole. Faci fasole cu ceapă și cu ulei. Nu-s bun de pupat, dar nici n-am de gând. Pustietatea asta, poate doar cu bicla mea. Năzdrăvană și nărăvașa, care m-a doborât azi dimineața, m-a dat pe jos când coboram spre Alexeuca. Colunicat. Hai vezi să nu mai lunici. Mâncare rece, dacă nu stau acasă.
spectaculos peisaj. Am făcut popaz, dar n-am apucat să mă uit pe hartă să văd ce sat e ăsta. Dar nici nu contează. Cred că acolo la orizont sunt Brânzeni. Partea asta de Răut. De aici cred că lumea a scos piatră. Din chetrării. Acum chetrăriile au ajuns gunoiște. Periculoasă și ilegală. Hectare de gunoiște. Plasticul ăsta e ars de soare, e fărămițat, transformat în microplastic, care e dus de vânt, de ape, și ajunge în plămânii noștri, în mâncarea noastră, în apa pe care o consumăm. Nu mai zic de celelalte părți din gunoi. Sunt unele foarte periculoase, foarte toxice. Dacă poate fi ceva mai toxic și mai periculos decât plasticul. Consumăm irațional de mult și nu cerem guvernanților să facă ceva pentru sortarea, reciclarea deșeurilor. Și uite, așa ne condamnăm noi înșine și generațiile următoare la chinuri. Cele mai puțin periculoase sunt deșeurile de șantier, de lut. Lutul e material de construcție foarte prietenos cu mediul. Ce și nu pot spune aici de plasticul ăsta sau ce-o fi? Teracotă. Acum chiar ca să mă uit pe hartă să văd ce localitate poluează aici. Și țintirim alături. Iată de unde coroane. Nu știu ce sat e peste Răut. Dar aici harta mi arată că sunt Pestruienii noi. Dar gunoi ăștia nu cred că e a lor, că e prea mic satul. Cel mai probabil aduc de la Brânzenii vechi din vale. Să vedem ce comori ascunde cimitirul. Pe aici, pe mal de apă, în mod sigur, localitatea e foarte veche. Gardul ăsta cred că e de secole aici, cimitirul. Nu a fost niciodată mai mare. Pentru că nu a avut nevoie. Satul nu a crescut.
Din contra, scade. Un hectar, nu mai mult, două. Foarte mic. Rusul, morari. Cel mai răspândit nume în Moldova. În România e Popa, Popescu, de aici Rusul, Rusnac. Și morari e destul de popular. E frumos pe mal de Răut. Da, apa aduce foarte multă urmă de poluare la vale. Bine, acum bate vântul dinspre sud și ai impresia că valurile se duc la deal. Dar încolo curge Răutul spre Orhei. Și aici cineva dă foc și la vegetație, la gunoaie. Deci poluează și aerul. Nu doar apa, solul. Da, dacă nu vă place să respirați aer curat, otrăviți, poluați. Cine înțelege cât e de importantă sănătatea, pleacă din țară. Îți duce acolo unde se îngrijesc oamenii de mediu și de sănătatea lor. Merg mai puțin cu mașina, preferă bicicleta ca mine. Și gunoiul ăsta biodegradabil îl bag într-un colț și îl fac îngrășământ. Dar nouă ni se pare că e prea gras pământul. Hai să-l ardem. Mamă, e ilegal să dai foc la gunoi. Riști amendă. Riști să te intoxici. Și riști să dai foc la sat. Să ne-i pase, sur de baba. Între brânzeni și pestruieni găsesc și așa peisaj dezolant. Vegetație arsă, incendiată. Cu ocazia asta au ars și vegetația, dar și fauna. Animăluțele, microorganismele. Păsările, ce mai erau pe aici? Cuiburi. O tradiție aberantă, ilegală, și pe care guvernanții nu încearcă să o dezrădăcineze în niciun fel. Acolo pe Răut e un baraj. Nu știam de existența lui. Cu ocazia asta am aflat. Gunoi este toxică, ilegală, între pistruieni, brânzenii noi și cei vechi. Pe mal de Răut. Ia uitați-vă câtă poluare. Suntem capabili să facem. Noi oamenii. Și lumea civilizată de mult sortează, reciclează. Noi aruncăm. Inclusiv ardezia cu azbest. Și veșnicul omniprezentul plastic. Penal sinucigaș. Dacă nu era destul,
unul mai și de foc ceva acolo la Brânzeni. Brânzenii noi. Aici oamenii extrag piatră. Nu știu cât e de legal. Și gunoi ăștia e până aici. Înfiorător. Un stol de rață decolat de pe răut. Aici la intersecția, la confluența cu râulețul Ilegacea. Deloc spectaculos și memorabil, iată încă una întârziată. Parcă-s eu, mai rămas în urmă. Prima dată veneam aici acum vreo 35 de ani și cred că eram pe partea cealaltă de răut. Cred că am venit și cu zmeul nostru. Și tot ne-am mirat că nu e nimic ieșit din comun acolo unde Ilegacea curge în răut. Se întâlnesc două ape. Și azi în mod ciudat răutul pare că curge înapoi. Vântul îi face valuri spre nord, spre Brânzeni. Dar eu o iau spre Vaduleca, spre apus. A început să plouă. Normal pentru sfârșit de octombrie. Dar să nu plouă aproape deloc tot anul, se întâmplă mai rar. Dar tot mai des. Cineva aici, la Vaduleca, a renunțat să mai cultive vită de vie. Fie că omul a plecat din țară, fie că nu mai poate lucra plantația. Dar poate că a înțeles că n-are rost, că nu o să bea atâta vin, că nu-i sănătos. Și până se hotărăște ce spune altceva, o lăsat via nelucrată. M-am oprit pentru că am găsit rucola în grădină. Și am pe Facebook o pagină de rucola. Și păpădie. Porumbeii și ciorile nu stem de grâu roșu și îl ciugulesc. Sau poate găsesc altceva. Viermișuri și semințe. Poate el nici nu e înroșit împotriva rozătoarelor și a ciugulitoarelor. Poate e tratat de altceva. Dar e clar cu chimie, coloranță. Aici a fost iaz la Brânzeni și acum ai dus. Mă gândesc pe care parte să merg. Partea asta văd că drum nu prea este, așa că bada. Rămân pe stânga. De fapt, dacă stai cu fața la gură, asta e dreapta. Totul e înșelător. Parcă merg cu frâna de mână trasă. Încă nu mi-a ieșit glodul de aici, de sub aripa asta. De pe lângă glod a intrat și frunze. Și uite așa mă chinui și fac efort dublu. Chiar dacă a rămas pe valea Ilegacei, simt de parcă merg la deal.
Trebuie ceva metalic. Am luat chei să repar în caz de ceva bicicleta, așa că o să fiu nevoit să le scot. Măcar cea mai mică. Biciclete de oraș. Cu aripa asta antistropit. Prea aproape de roată, de cauciuc. La țară trebuie mai mult loc pentru glod și frunze toamna. Altfel se transformă în frână. Și nu mi-am luat o cheie, o șurubelniță, ceva ca să scot în caz de nevoie asta, așa că trebuie să o curăț. Prins amiaza pe Valea Iligace. S-a mai încălzit afară, îmi pare că. Prozaică activitate, da, necesar, altfel nu pot continua sau e foarte dificil cu o roată blocată. Fix roata care trage. Cu talagherul pus, cum se zice. La căruțaș. Pui talagherul la vale, nu? La deal sau pe loc drept. Decât dacă vrei să-ți bagi joc de călut. De măgăruș, de boi. Sau vrei să strici motorul. Când era doar vjicu ce ăla mai suportam eu, da. Când am simțit că nu se mai învârte roata, am zis că trebuie să mă opresc. Și m-am oprit. S-au mai uscat afară, chiar dacă mai burează uneori. Sper să ajung acasă. M-am murdărit din cap până în picioare. Și bicla-i toată murdară. Dar nu știi când mai pedalele așa. Cu ea. Hai din nou la drum. Las cheia la îndemână. Ligația noastră aproape că nu curge. E o mlaștină. Din iaz nu mai izvorăște. De-am ce izvoare mai prinde. Și la pepeni și împrejurim. Vreo câteva diguri sunt între pepeni, slovianca și brânzeni și niciunul nu adună apă. Diguri întregi. Cândva era lanț de iazuri. Am prins și o vulpe. Inițial, după cum sărea, îmi părea că-i iepure de câmp. Dar după coadă, când s-a întors, uite înapoi, m-am prins că-i cu coana vulpe sau un vulpoi.
Degeaba am zis. Scălatul și pescuitul e interzis, dar iazi este între Brânzeni și Slovianca. Mișto. Uitasem. De mult nu l-am văzut. Acum mă gândesc pe care parte să o iau. Pe unde sunt mai multe și mai mari coturi. Aici sigur este cățel. Să-l aud rătrând. Sunt căței, dar sunt legați. Ca la gospodari. Bravo! Am și gâște și rațe. Și viaz. Nu știu cum trăiesc pe malul lacului. Cum și-au făcut casă extravilan. Dar până se vine primăria să o demoleze, ei își trăiesc traiul și își fac business-ul. Poate așa apare un sat nou. Cam așa apăreau satele noi. De la un om. Știți cronicul găinarilor de Aureliu Busuioc, care azi împlinește câți? Mulți ani ar fi împlinit dacă mai trăia. Multe sate dispar, dar altele poate să apară. Pe mal de Iaz. Iezăreni se numească, de exemplu. Sau căței legați. Sau gâște multe. Semn bun. Să mai ieșim pădurește. Dar nu știu de ce cu salcâm. Și nu știu de ce de sus în jos. Bunicul meu de la tată era poriclit ca prarul, pentru că accepta în turma lui de oi și capre. Dar aici văd mai mult capre. Așa că omul ăsta poate fi poriclit oierul. S-au rătăcit-o, că nici nu-l văd. Și deseori plantațiile de pădure dispar după ce au fost sădite, mai ales din cauza caprelor și a unor gospodari neserioși. De asta avem cel mai mic nivel de împădurire din Europa. 11%, când media europeană e 30%. La Reut acolo l-am auzit pe unul ascultând o melodie sovietică, despre care știu sigur care vreau 35-40 de ani. Și m-am gândit, ia uite, nostalgicul, e doar de vremea când era tânăr. Dar după aceea m-am prins că o fredonez și eu. Dar eu parcă nu sunt nostalgic. Uitați-vă, satul meu arde și ziua, nu doar noaptea. Poate fum. Din orice. Frunze, vegetație, gunoaie. Dar măcar să avem stații de epurare. Din câte înțeleg aici în vale. Aproape de Slovianca. Se construiește stații de epurare și sper să ne putem conecta și consumatorii casnici cât mai repede. Că nu se mai poate. Acum să vedem ce facem și cu
deșeurile solide. Cu biserici am făcut, mănăstiri avem, cum ai timpul să ne gândim și la civilizație. Până se bage oglinda asta, au avut loc câteva accidente la intrare în Răzălăi dinspre Sloveanca, pentru că mașinile care vin dinspre Pepeni vin de după un deal cu viteză, sau cele care vin de la Sloveanca vin de după cotitură cu viteză. Și nici răstignirea n-a ajutat la prevenirea accidentelor. Așa că oamenii raționali s-au gândit, ia să băgăm noi o oglindă. Ia să vedem dacă o să mai fie accidente. Aici era spitalul unde m-am născut și eu și unii dintre frații mei, unde a lucrat și mama o vreme. Sora medicală. Dar acum e doar centru medical. Spitalul e doar la raion, Sângerei. De aici era un fel de frigider industrial, la care pe la sfârșitul anilor 80 a lucrat și tata paznic și ne-am distrat și noi câteva luni. De aici, nu știu ce structura colhozului era, că noi veneam și aduceam vișine. Dacă n-am terminat școala în 90 și am picat admiterea, m-a chemat tata la lucru cu el și m-a pus să construiesc. Să-l ajut la construit o bucată de zid acolo în vale, înspre râpă. Și a fost prima mea muncă, ca să zic așa, dacă nu cumva am lucrat întâi poștaș în august. Tot o lună. Și ăsta e stadionul satului și casă roz. Cam așa era și casa noastră, numai noastră și a popii era roz în sat. În anii ce? 70-80. Aici era ferma Bivatea colhozului, la care a lucrat și mama mulți ani după ce a plecat de la spital. Veneam și noi aici la locul ei de muncă. Funcționa și o grădiniță odată cu unul dintre frați, sau vreo doi am venit încoace. La fermă ajutam pe Nana Catinca, o mătușă de-a mamei. Și dincoace, pe malul Ilegacei, maidanul copilăriei mele. Aici am petrecut multe veri cu bobocii, cu gâștele, cu oile, cu caprele, cu vaca, pus cartofi. Urma aceea de punte de metal era și atunci, dar era mai înspre sat. Râul a fost între timp mutat, îndepărtat de sat. Și tot între timp au făcut și o construcție aici, un fel de teren de joacă pentru copii. A noi n-aveam atunci așa ceva, noi ne jucam în râpă sau țurca sau poarca, scroafa, cum ziceam noi. Acolo în colț, țin minte că cineva o adus și a făcut odată un fel de teatru de păpuși. Improvizat așa și primitiv. Dar am avut și așa aventuri. Și aici era ocolul fermei de vaci. Acum e sat
și nu-mi dau seama dacă e satul pe pene sau pe pene noi. Pentru că de aici începe pe pene noi. Oricum e aceeași primărie și probabil de grabă o să contopească. Dincolo era fermă de porci, care tot nu mai este și tot sat acum, și să nu se numește porcărie, cum îi ziceam noi, dar se numește Vieșoara Mahalaua. Pentru că după ferma de porci era și o plantație de vie. Gospodari de la Vieșoara. Dau foc la frunze. În loc să o pună la compostat aici sub copac și să aibă îngrășământ pentru pământ. Să o trăvesc pe ei și pe vecinilor. Tot satul-i fum. Bravo! Știi că e ilegal? Știi că e ilegal și nesănătos să dai foc la frunze? Dar știi că dacă chem poliția, acum îți plătește amendă? Ia că pune-l aici în colț și lasă-l să putrezească, să ai îngrășământ. Dar e ilegal ce faci, mă otrăvești pe mine, pe tine, te otrăvești, vecinii tăi, copchii. Pune-i în colț aici și lasă-l să putrezească. Dar nu contează într-un colț, ca și crește aici sub nucul ăsta tău. Nu crește nică. Adună-l și dă-i pași să putrezească. Și pe el tragi la vale și îngrași pământul. Dar așa tu trăjești tot satul.